local, organizată în luna decembrie. O să rog pe domnul președinte să preia ședința și să prezinte. Bună ziua! În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 din OG57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Gălmănești, județul Bacău, numărul 656 din 21.12.2021, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Gălmănești, ce va avea loc în ziua de 27.12.2021, cu prezență fizică sau prin mijloace electronice, având pe ordinea de zi următoarele puncte. Înainte de a trece la ordinea de zi, doresc să specific că prezența în sală este de 14 consilieri, iar în mediul online mai sunt... Vom supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 17 voturi pentru. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.11.2021. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate de voturi. Proiectul numărul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 9.12.2021. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Gălmănești, județul Bacău, anul 2021. Inițiator al proiectului, primarul orașului Gălmănești. Din nou, o să vin cu o completare. La toate proiectele de pe ordinea de zi, avizele pe comisie au fost favorabile. Foarte scurt, am să fac câteva precizări. Este vorba de o rectificare pozitivă. Rectificăm suma de 320.000 de lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumă care am primit-o recent prin hotărâre de guvern. Câteva mici corecții care le-am făcut la sfârșit de lună. Și ca să fim mai detaliați, o rog foarte pe scurt pe doamna Potadice să facă câteva precizări. Deci, domnul primar v-a prezentat partea de venituri, deci toate de pactate din TVA pentru utilizarea biletelor locale, plus 320.000 de lei, iar la partea de cheltuieli se repartizează astfel. 3.000 de lei pentru poliția locală, pentru cheltuieli materiale, 35.000 de lei pentru cheltuieli materiale la capitolul cultură și 282.000 de lei pentru investiții la capitolul 7002, respectiv extindere rețelei de iluminat la Valea Uzului. Asta este la sursa A, iar la sursa E avem la fel o rectificare de buget pozitivă în valoare de 50.000 de lei, sumă care provine din sponsorizare conform contractului încheiat între Liceul Tehnologic Dărmănești și HS Bacu Anes SRL din Comănești. Această sumă, la parte de cheltuieli, se va folosi astfel. Cheltuieli materiale plus 41.900 lei, iar pe investiții 8.100.000 lei. Această sumă va fi folosită pentru dotarea unui atelier școală. Mulțumesc. Dacă aveți ceva întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Unanimitate de vot. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a modului de evaluare a acestora și încadrarea în categoriile de impozitare a imobililor, clădiri sau terenuri situate în intravilanul orașului Gălmănești, județul Bacău. Câteva precizări am să fac și aici. Este un proiect de hotărâre care este absolut necesar pentru a stabili corect taxele și impozitele pe raza orașului Dărmănești. Este un proiect de hotărâre care este necesar pentru că în ultimii ani s-au făcut investiții în comunitate și, repet, pe lângă legislația care ne obligă să avem această
zonare fiscală, mergem și pe partea de taxe și impozite care, spunem noi, sunt mult mai corect aplicate în urma aprobării zonificării fiscale și zonelor fiscale și a modului de evaluare a indicatorilor respectiv. Dacă sunt întrebări? Dacă nu dorește nimeni să intervină, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate de voturi. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale în 2022 la nivelul orașului Dărmâne, județul Bacău. Este la fel un proiect cu impact major asupra cetățenilor din orașul Dărmănești. Pentru anul 2022, taxele și impozitele locale au fost corectate doar cu rata inflației. Mergem de mai mulți ani cu taxele și impozitele mici comparativ cu localitățile din jurul nostru, spunem noi, pentru că intenția noastră este să încasăm aceste taxe și impozitele de la toți cetățenii. Ori, având niște taxe și impozite mari, considerăm că este o povară în plus și greu de încasat. Deci, în 2022, taxele și impozitele rămân corectate doar cu inflația, lucru pe care ne obligă legislația să-l facem. Și, repet, ne dorim ca fiecare cetățean al orașului Dărmănești să-și plătească acele taxe și impozite pe care le are, reușind în acest fel să continuăm proiectele de investiții pe care le-am început în anii anteriori. Dacă aveți întrebări. Dragi colegi, părerea mea este despre taxe și impozite. Când noi ne aflăm pe undeva pe la jumătatea între 0,8 și 1 și 2 e nivelul de impozitare, de taxare. Și noi suntem pe la 1,4. Suntem undeva pe la jumătate. Părerea mea e foarte bine că creștem doar cu coeficientul de inflație, că nu se justifică, nu suntem o localitate foarte bogată să creștem taxele și impozitele. Cu cât creștem taxele și impozitele, cu atât vom încasa mai dificil, va fi mai dificil nivelul de încasare de la cetățeni. Asta este pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să ținem cont că trebuie să și investim în localitate. Ori, având bugete la mici, da. Da, noi ne axăm pe fonduri europene, guvernamentale, exact. Și parte din... Trebuie să găsim soluții să atragem investitori, da, care să genereze impozite și taxe, nu neapărat mari. Corect. Mici și multe. De asta am, și stabilit ca pentru 2022 să facem corecție doar cu rata inflației. Mulțumesc, domnul consilier. Mai dorești cineva? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate datorată în anul 2022 pe raza orașului Dărmănești de către persoanele fizice. Pentru taxa specială de gunoi pentru persoane fizice, propunem în 2022 12 lei de persoană. În 2021 am avut 11 lei. Și, repet, și aici cu, eu știu, corecția la inflație, la acest moment 12 lei este la limită. Dacă reușim să încasăm de la toate persoanele fizice de pe raza orașului Dărmănești 12 lei, sperăm că vom reuși să ne plătim gunoiul către operatori. Costurile au crescut per tonă datorită faptului că în ultimul timp și energia și combustibilul a crescut foarte mult și salariile și, repet, sper ca să reușim din 12 lei să ne achităm toate datoriile. Comparativ cu localitățile din jurul nostru, pentru persoane fizice, taxele oscilează undeva între 14 lei și 16 lei pe persoană. Noi mergem cu 12 lei, sper să, repet, să reușim să încasăm sumele pe care le-am prognozat și să ne achităm datoriile către care vor veni în 2022 către operator. Singura noastră soluție este să reducem cantitatea de gunoi. Cu cât vom reduce cantitatea de gunoi, cu atât taxele vor fi acoperitoare. Cu cât creștem cantitatea de gunoi, cu siguranță va trebui să găsim soluții și să creștem veniturile și
soluțiile sunt din creșterea taxei. Deci, mesajul și rugămintea mea este să scoatem la poartă doar acel gunoi care chiar nu avem ce face cu el, gunoi menajer, nu tot felul de lucruri care, în primul rând, trag la cântar foarte mult și, în al doilea rând, n-au ce căuta acolo, bolovani și alte lucruri. Mulțumesc, dacă aveți întrebări. Domnul sunt persoane care nu și-au achitat, pentru că nu și-au achitat aceste taxe speciale de salubrizare. Unele dintre acești cetățeni sunt probabil fără voință. Dar ar trebui evaluate persoane care nu au puterea financiară să le achite. Și atunci ar trebui toți noi, Consiliul Local, să găsim o soluție pentru persoane care chiar nu au puterea. Da, la articolul 5 am prevăzut lucrul ăsta și spune se aprobă acordarea subvenției din bugetul local pentru unele categorii de persoane fizice care beneficiază de scutire. Deci noi alocăm niște scutiri unor categorii de persoane. Și avem veteranii de război, văduve de război și văduve necăsătorite ale veteranilor de război, persoanele fizice prevăzute la articolul 1 din decretul legii 118, persoanele cu handicap grav sau accentuat, adică s-a luat în calcul acele categorii de persoane defavorizate și persoane care nu au venituri sau venituri foarte mici. Da. La capitolul ăsta pe care l-am pomenit, noi subvenționăm din bugetul local, pentru că ei, sumele pe care ar trebui să le plătească, le subvenționăm noi din Consiliul Local categoriile astea. Adică nu sunt scutiți și nu pune nimeni bani pentru ele. Pentru că cei de la Mărăți ne ridică gunoiul și îi spun, chiar dacă este persoană cu handicap, primăria, Consiliul Local, trebuie să plătească romprestului gunoiul respectiv. Și atunci, pentru aceste categorii, ei sunt scutiți, nu plătesc, dar Consiliul Local vine și completează sumele aferente. Da? Deci, ați înțeles, noi trebuie să compensăm sumele respective. Pentru celelalte categorii, este relativ propunerea, pentru că cu situație dificilă sunt multe persoane și atunci nu putem să extindem care însemna Consiliul Local să susțină integral din alte fonduri. Ori din alte fonduri nu e legal, pentru că spune foarte clar în lege, banii încasați pe taxa de gunoi au destinație clară, plata operatorilor. Orice fel de rectificare, luarea din alte surse de venit a sumelor și dirijarea către plata gunoiului, nu e în cadrul legal. Mă întrebiți cu cineva? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate de voturi. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2022, datorată de persoanele juridice și agenții economici din orașul Dărmănești. La fel și pentru persoane juridice, am păstrat relația de calcul din anii anteriori. La persoane juridice creșterea este foarte, foarte mică, undeva 20 de bani cred că a angajat. Adică față de anul 2021, creșterea pentru persoane juridice este nesemnificativă. În relație, conform planului anual de evoluție, acel element de calcul este 16,24 de lei și anul trecut a fost 16,18 sau ceva de genul ăsta. Deci la persoane juridice influența este nesemnificativă. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, o să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenul în suprafață de 2150,03 metri pătrat, situat în strada Chimiei, oraș Dărmănești, județul Bacău, aflat în proprietatea domnului Tudose Constantin. Este un proiect de hotărâre care l-am avut și în anii anteriori. E un teren neîngrijit în strada Chimiei, numărul 132, cunoaște situația. Au fost făcute demersuri pentru și diverse comunicări către beneficiar pentru întreținerea acestui teren. Din păcate, nu am reușit să îl convingem pe proprietar să și îngrijească terenul și care propunerea este de, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege, știință și așa mai departe, propunerea este de majorare cu 500% a impozitului pentru terenul în suprafață de 2150 de metri.
Dacă nu sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate de vot. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pentru imobilul clădire și imobil teren situat în strada Muncii, înscrise în evidența OAT Oraș Dărmănești, pe numele defunctului Nențeanu Ioan, cu moștenitorii Nențeanu Ana, Nențeanu Lenuța, Nențeanu Ioan, Nențeanu Costel, în suprafață de 2485 m², fără număr cadastral, orașul Dărmănești, județul Bacău, ca urmare a constatării stării tehnice de terenuri și clădiri neîngrijite. Este aceeași poveste ca și în cazul anterior. Un teren cu care, eu știu, noi am avut probleme în ultimii ani, un teren neîngrijit în centrul localității, cu foarte multe, eu știu, deșeuri aruncate, menajere pe acest teren, cu împrejmuire care lasă de dorit, cu aspect nesatisfăcător, mă rog, am avut discuții cu proprietarii, ultima, cred că acum o lună de zile, au promisiuni că pe regim de maxim urgență se vor apuca să-și facă gardul, să-și igienizeze terenul și așa mai departe. Până la acest moment nu s-a întâmplat nimic, ca atare propune majorarea cu 500% impozitul pentru imobilul clădire și teren, comparativ cu cazul anterior, avem și imobil clădire și sigur că dacă proprietarii de terenuri vor, eu știu, îndeplini acele condiții de curățenie și așa mai departe, igienizare, noi vom, din momentul în care am îndeplinit acele condiții și terenul nu se mai încadrează în categoria terenurilor neîngrijite, se recalculează, se reanalizează. Situația. Mulțumesc. Sunt întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 17 voturi pentru. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației și redenumirea imobilului aflat în domeniul public cu suprafață de 205 m², identificat cu număr cadastral 62211 corp C1, din clădire bloc alimentar, în clădire cu destinația centru medical, situat în strada Dubravii numărul 7, oraș Dărmănești, județul Bacău. Este vorba de o clădire din incinta fostului spital de la Dărmănești, clădire care se afla într-un grad avansat de deteriorare și pe care împreună ne-am propus să o reabilităm în 2021. Am început lucrările de reabilitare la acest imobil, în, cred că prin septembrie 2021. Le-am finalizat până la sfârșitul anului și propunem acum schimbarea destinației din bloc alimentar, așa cum l-aveam noi prevăzut acolo, în centru medical. Sigur că acest centru medical va fi destinat închirierii de către specialiști, diverse cabinete și așa mai departe și va fi util cetățenilor din orașul Dărmănești. De asemenea, pentru că acel teren și imobile din zona Dubravei numărul 7 este sau sunt încărcate de multe lucruri pozitive legate de numele doctorului Aurel Pecelea, medic care a mulți ani a avut activitatea desfășurată activitate medicală în acel în acele imobile, propunem ca centrul medical să fie denumit centrul medical Dr. Aurel Pecelea. Deci, pe de o parte, schimbăm destinația din bloc alimentar în centrul medical și, pe de altă parte, redenumim acel centru medical în memoria doctorului Aurel Pecelea, centrul medical Dr. Aurel Pecelea. Mulțumesc, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării oferite de către persoana juridică Asociația Sunetul Munților, constând în transferul cu titlul gratuit în proprietatea UAT Oraș Dărmănești, a dreptului de proprietate asupra unui produs compus din centrală termică marca Feroli și chit evacuare gaze în valoare de 3.095 lei, fără TVA. Da, este vorba de o sponsorizare, așa cum spunea colegul nostru, făcută de Asociația Sunetul Munților către UAT Oraș Dărmănești, constând în
o centrală termică marca Ferrori, centrală care deja a fost montată la centrul medical pe care noi l-am renovat recent. Acum venim să aprobăm acest proiect de hotărâre pentru a accepta sponsorizarea făcută de Asociația Sunetul Munților. Această sponsorizare intră cu titlu gratuit în proprietatea unui oraș dărmănești, obținând astfel noi dreptul de proprietate asupra acestor componente. Sigur că centrala respectivă are valoare de 3.095 de lei fără TVA și ea va fi destinată viitorului centru medical. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate. Proiect numărul 13. Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării oferite de către, de către persoana juridică SCHS Baco Panel SRL, constând în transferul cu titlul gratuit în proprietatea Liceului Tehnologic Dărmănești, la sumă de 10.000 de euro și 344 metri pătrați materiale de tip panel. Există un contract de parteneriat, și un contract de sponsorizare între Baco Panel SRL cu sediul în Comănești și Liceul Tehnologic Dărmănești. Intenția noastră este ca firmele puternice din zonă să vină și să sprijine dezvoltarea educației la nivel de oraș Dărmănești. Este un prim pas pe care Baco l-a făcut, a venit și a sponsorizat cu 10.000 de euro dotarea unui atelier din cadrul Liceului Tehnologic Dărmănești cu 344 metri pătrați de panel, iar într-o întâlnire la începutul anului 2021, Baco a mai făcut o sponsorizare de 400 de metri pătrați de panel, panel care a fost cu care s-a, modernizat holurile Liceului Tehnologic. Iată, este un prim pas serios prin care agenții economici de pe raza orașului Dărmănești vin alături de învățământul liceal din orașul Dărmănești și din discuțiile avute, acest parteneriat va continua. E posibil ca anul viitor să avem și anumite burse alocate elevilor care doresc, după ce încheie cursurile liceale sau o școală profesională, să activeze în cadrul companiilor de pe raza orașului Dărmănești și nu numai. Spuneam, este o primă colaborare serioasă, 10.000 de euro pentru dotarea unui laborator, unui atelier și, sigur, o cantitate destul de mare de panel cu care vor fi modernizate holurile. Practic, noi, în calitate de ordonator principal de credite, facem această, să zic, aprobare, dăm această aprobare pentru a putea intra sumele respective în contul liceului. Dacă sunt întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2022 la nivelul UAT oraș Dărmănești. Sigur că în organigrama noastră și în proiecția de buget pe care o vom face pentru 2022, avem nevoie de acest proiect de hotărâre pentru a aproba numărul de posturi de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav la nivelul orașului Dărmănești. Din 2017-18, mergem cu un număr de 30 de posturi de asistent personal. Parte din posturile pentru angajare sunt suportate de Consiliul Local. La acest moment, asta este puterea financiară a comunității. Nu putem susține mai mult de 30 de posturi pentru că ar crea dificultăți serioase în plata drepturilor salariale. Deci nu putem să ne ducem mai mult de 30 de posturi. Dacă sunt întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiect numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a imobilului clădire Corp C1, Centrul Medical Dr. Aurel Pecelia,
în suprafață de 205 m pătrați, aflat în domeniul public, au alt oraș de rămâne. Este proiectul care se leagă cu proiectul anterior, privind schimbarea destinației corpului C1 din centru medical, nu din centru corp, ce anume acolo, din Dumbravei, în centru medical, din bloc alimentar în centru medical. Și sigur că prin acest proiect de hotărâre noi venim să scoatem la licitație publică deschisă imobilul respectiv, în ideea de a putea să avem acolo activitate medicală. Avem studiul de oportunitate, caietul de sarcini, modelul de contract de închiriere. Propunem ca închirierea să se facă pe 5 ani cu drept de, eu știu, prelungire. Prețul pe metru pătrat 5 lei, pe metru pătrat pe lună. Deci ne dorim ca în urma lansării procedurii de licitație publică să găsim și doritori care să vină și să facă activitate medicală de, eu știu, cel mai înalt nivel acolo. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împărțivă? Unanimitate. Proiect numărul 16. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. Este un proiect de hotărâre absolut necesar pentru buna desfășurare a activității școlare în anul 2022-2023. Avem și avizul conform de la Inspectoratul Școlar Județean. Practic, am răspuns solicitării lor făcute de directorii de școli de pe raza orașului Dărmănești și proiectul practic aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ pentru 2022-2023. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate de voturi. Și ultimul proiect, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Sigur că avem o procedură stabilită încă de la începutul mandatului, în ordine alfabetică. Se încheie mandatul domnului Corpas și mulțumesc pentru implicare și colaborare și începând cu ianuarie 2022, pe o perioadă de 3 luni, domnul consilier Chiper Piotiță va conduce ședințele Consiliului Local. Dacă sunteți de acord? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Mulțumesc! Două precizări vreau să fac. În primul rând, vreau să mulțumesc cetățenilor orașului Dărmănești, cei care au plătit taxele, impozitele, dările față de primăria orașului Dărmănești în 2021, pentru că am reușit din acești bani să facem investiții serioase în localitate și vedeți că suntem una dintre localitățile cu cel mai mare procent alocat din taxe și impozite pe investiții, undeva cred că închide 2021 cu peste 55-57% din taxele și impozitele pe care noi le-am strâns de la cetățeni dirijați pentru investiții. Deci mulțumesc în mod special cetățenilor care au fost alături de comunitate și au înțeles să-și achite taxele, impozitele și așa mai departe. Vom continua și în 2022 trendul de ascendent de a continua investițiile, pentru că suntem absolut dependenți de aceste investiții, pe toate tipurile de investiții și fonduri guvernamentale și fonduri europene și așa mai departe. Ne dorim ca aceste investiții să aducă plus valoare și ne uităm foarte serios și spre agenții economici care încearcă să dezvolte activități la Dărmănești și gândim tot felul de, eu știu, facilități în condițiile legii ca să putem să atragem investitori serioși. Vreau să vă mai amintesc că la sfârșitul anului, pe 31 decembrie, vom organiza, începând cu ora 11, festivalul Ursul de la Dărmănești pe amplasamentul târgului săptămânal. Vă așteptăm pe toți acolo, vă invităm să fiți alături de noi și sigur că trebuie ținut în continuare
eu știu, ștacheta ridicată vis-a-vis de acest COVID care se pare că nu s-a terminat. Suntem localitatea cu cel mai scăzut procent de îmbolnăvire, cred că avem undeva 0,1 acum, la nivelul orașului Târmănești, dar nu înseamnă că trebuie să lăsăm garda jos. Păstrăm în continuare acele reguli, acele, eu știu, articole de lege pe care le avem la îndemână și în speranța unui an 2022 mai bun, urez tuturor la mulți ani, sănătate și să fim în continuare alături de comunitate. Mulțumesc foarte mult! Vom continua, eu știu, ședința de Consiliul Local cu un eveniment mai deosebit. Voi invita aici alături de noi unul dintre noi, un om care a adus faima localității noastre peste hotare și căruia ne propunem să-i decernăm o plachetă în semn de recunoștință. Mulțumesc foarte mult! Voi invita aici alături de mine respectiva persoană și rog ca colegii de la presă să rămână să continuăm filmarea. Mulțumesc foarte mult! Un an bun tuturor! Mulțumesc.